Anul trecut am avut un număr de, deci am contactat în jur de 400 de angajatori, 175 au și confirmat și participat la bursa generală, cu un număr de peste 500 de locuri de muncă anul trecut, în 2015. Noi ne dorim ca în acest an, având în vedere și această schimbare pe care ne-am propus-o ca și participanți, în speță absolvenți sau viitori absolvenți în prezent elevi în anii terminali, sperăm să fie un interes și mai crescut din partea angajatorilor, iar finalitatea să fie și mai eficientă față de anul trecut, pentru că la monitorizarea de după bursă, după o lună de zile, am constatat că din cei 1560 de participanți, cu 600 selectați în vederea angajării, s-au angajat în final 208 persoane.